nu vor să muncească? Păi dacă nu muncești, nu mănânci. E simplu. Sau doar muncești și nu mănânci. Că de muncă mai scap când se adună prea multă, dar de kilograme... Mă rog, asta e altă categorie. Ia zi tu, Mihai. Zici cineva la un moment dat, zice, dom'le, bă, tu ești prost. Zic, știu, dar hai să analizăm mai mult subiectul. Zice, bă, ideea nu este că, zice, corpul tău este inteligent, zic, măcar corpul, dacă nu e. Zice, el dacă știe că tu îi dai doar seara mâncare și raps toată ziua, el atunci aș face probizică la cămilă. Înțelegi? Și de-aia se depune țesut adipos și nu știu ce. Trebuie să mănânci, da, în porții mici, de câte ori ți-e foame. Primele 3 zile cred că am mâncat de 50 de ori pe zi. Deci, porții mici, dar de 50 de ori pe zi. Ajunsesem la 82 de kilograme. M-am speriat, 2 zile n-am mâncat nimic. Bă, nimic. Aba, nu mint, în dimineață, când nu mai puteam agoniza, un iaurt degresat. Și 2 zile n-am mâncat nimic. Știi cum este după ce nu mănânci 2 zile? Devine într-o dată, deci, bă, bune, deci creierul începe să funcționeze într-un mod spiritual. Deci simțeam conexiunea cu divinitate după 2 zile. Că de-aia se ducă ea pe un pește și un șef, de? Și eu am simțit conexiunea asta, nu știu ce divinitate, dar era o conexiune, adică devenise foarte spiritual. Eram dintr-o dată acest Buddha din balta albă, înțelegi? Și stăteam la mine în apartament și mă gândeam la soarta lumii. Astăzi nu n-am mâncat nimic. Da, cu fiul, am bășit. Păi, mai am un prieten care este vegetarian, știi ce mănâncă, nu? Mm. Cartofi prăjiți, cașcaval pane. Norocere, te faci cu spina. Nu, dar aia deja... Nu... E gras? Mm? E gras? Ce? Prietenul tău. Da. Este o bătălie continuă. Este lucru care m-a marcat cel mai mult de când am terminat ultimul sezon până acum. Această bătălie continuă cu kilogramele. Continuă. Este înfiorător. Există acea limită, dacă eu ajung să bat spre 80, este o nenorocire. Și atunci mi-am dat seama de niște. Am uitat pe tot felul de chestii. Domne, regimul cu tare. Nu, domne. Există următoarea filozofie, după părerea mea, în nutriție. E bun? Da, în graș. Are gust de rahat? Da. Mănânc. Restrângeți gunoaiele pe care le mănânci, bendeac. Degeaba ești vegetarian dacă nu știi ce să mănânci. Știi ce trebuie să mănânci, nu? Carne. Ai vrei să fii un vegetarian ca lumea? Convins, mănâncă carne. Ești un hipster al vegetarianilor. Am ajuns să mănânc într-o seară baton de slăbit de la cu ceai verde cu gulie. Am luat baton de slăbit, am tăiat câteva bucăți, gulie, puneam baton de slăbit pe gulie. De seama că îți vine să vomiți instantaneu. Și iei 3 guri de alea, știi că nu mai ai nimic în casă și aia e. Care e logica aceea? Nu am ce logică că mănânc. Bă, morcov, îți place? Orezul îți place, brânza îți place, amestecate ceau. Ce contează ce mănânci atâta timp când nu ți-e foame? Corect. Ce-ar merge la omul ăsta? Niște înghețată. Pe principiul tău. Da. Da, să fie rece înghețată. Și cât ai slăbit de când ți-i cura asta, draconic? Păi, dar tu nu înțelegi că nu e... Deci, ideea este să nu ajung la 80. Când simt că mă apropii de 80, dau înapoi până la 76. După care mănânc găleata de cartofi prăjiți, 78. Pe slăbire. Mai gândesc la detox. La detox o să mă gândesc la un moment dat când o să mă duc într-un centru specializat, că la mine așa trebuie să fie o intervenție la un moment dat. Adică să mă duc la mama acasă, să fie toată familia, spune, Mihai, ai o problemă.